Irresponsabilitatea la volan și viteza excesivă au mai luat o viață. Un bebeluș de 10 luni a murit după ce mașina în care se afla împreună cu trei adulți și alți 6 copii a derapat și s-a răsturnat într-o curbă. Tragedia a avut loc aseară în jurul orei 20 pe șoseaua Chișinău-Bender în apropiere de localitatea Calfa, raionul Noi. Potrivit poliției, la volan se afla un șofer în vârstă de 21 de ani, originar din comuna Vatra, care a luat permisul cu o zi în urmă. Testul de alcoolemie a arătat că acesta nu era băut, el a pierdut controlul volanului din cauza viteze excesive în timp ce se afla într-o curbă, în urma accidentului șoferul și pasagerii au fost preluați de ambulanță și transportați la spitalul din Adeninoi. Noi. Niciunul dintre cei care au scăpat cu viață nu a avut nevoie de spitalizare. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție a Noi, Corina Repeșiuc, a declarat pentru Publica TV că nimeni dintre minorii aflați în automobil, copiii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani, nu aveau cuplată centura de siguranță, iar bebelușul nu se afla în scaun pentru copii.